Așezați-vă confortabil. Spatele să fie drept. Relaxați-vă fața. Ochii să fie ușor închiși. Bărbia, nici prea ridicată, nici prea coborâtă. Ce este foarte important să stați e drept pentru ca să dați posibilitate energiilor să curgă în canalul central. Și concentrați-vă asupra respirației. Numărați 10 respirații, dar fără să vă încurcați. Și dacă v-ați încurcat, va trebui să o luați de la capăt. Întotdeauna, numărătoarea va începe pe expirație. Invitați-vă lama să vină la voi. Priviți-l pe lama cum stă în aerul din fața voastră. El este învățătorul sau ghidul vostru spiritual care vă ajută pe calea pe care o faceți. Priviți-l cât este de frumos, strălucitor, plin de înțelepciune, de calități înalte și plin de iubire pentru voi. Oferiți ofrandă. Amintiți-vă de ceva minunat pe care l-ați făcut sau spus și oferiți lamei ca ofrandă. Puteți să-i dăruiți un apus de soare frumos, un peisaj frumos și după cum am spus de multe ori, cadoul cel mai frumos este practica voastră. Dacă aveți ceva negativ pe conștiință, mărturisiți acum lamei și eliminați-l din calea voastră.
Cereți învățătorului să vă învețe? Să vă ajute în această meditație specială? Și mai ales să vă ajute de a înțelege vacuitate. Aduceți-vă aminte de chipul cuiva de care vă este drag. Faptul că îl cunoașteți și îl iubiți, imaginea lui vă dă un sentiment plăcut. Pentru voi, chipul lui este frumos sau plăcut sau atractiv. Dar haideți să căutăm unde se află acest plăcut, această frumusețe, pe acest chip. Sau orice altceva pe care îl experimentați în legătură cu această figură. Oare plăcutul, frumusețea acestei persoane se află în forma nasului lui? Sau poate în forma ochilor lui? Încercați să găsiți unde se află pe chipul din fața voastră acea frumusețe sau atractivitate pe care o experimentați. Oare există ceva pe acest chip care este frumos sau plăcut în sine? Dacă ar fi fost așa, oricine ar fi privit această față s-ar fi simțit la fel ca și voi. El ar fi simțit aceeași atracție sau sentiment plăcut, aceeași iubire pentru acea persoană. Și dacă nu este așa, dacă nu toate ființele din lume iubesc această persoană ca și voi, înseamnă că frumusețea, atracția sau plăcerea pe care i-o atribuiți trebuie să vină cumva de la voi. Prin urmare, dacă eliminăm proiecția noastră de plăcut, obiectul din fața noastră este pur și simplu chipul unei persoane. Un simplu chip. Asta înseamnă că proiectăm frumusețea sau plăcerea pe datele brute ale feței din fața noastră, acelei persoane pe care o cunoaștem și pe care o iubim. Haideți să coborâm la un alt nivel în datele noastre brute.
Deci, prima dată a noastră brută este chipul unei persoane pe care o cunoașteți și pe care o iubiți și am văzut deja că a fi atractiv pentru voi nu vine de la sine. Să vedem acum ce se întâmplă cu identificarea acestei figuri. Faptul că o recunoaștem ca fața unei anumite persoane pe care o cunoaștem. Deci, imediat când vă uitați la chip, vă gândiți la acea persoană, la numele lui și poate la informațiile pe care le aveți despre acesta. Încercați să găsiți unde stau aceste informații pe chipul lui. Ce parte a figurii din fața voastră conține informații despre numele sau calitățile persoanei pe care o cunoașteți? Și dacă veți continua să căutați, vă va fi dificil să găsiți în această figură sursa tuturor acestor informații, deoarece figura nu le conține, deoarece informațiile respective provin din nou din conștiința voastră pe care le proiectați pe acest chip. Deci, data voastră brută este chipul, iar pe el proiectați identitatea lui. Și dacă veți continua să căutați, vă va fi dificil să găsiți în această figură sursa tuturor informațiilor. Deoarece figura nu le conține, deoarece informațiile provin din nou din conștiința voastră pe care le proiectați pe acest chip. Vom coborâ încă un nivel. În fața voastră stă un chip. Chiar și noțiunea de chip, între ghilimele, este o etichetă pe care o proiectați din conștiința voastră. Mintea voastră trece peste diferitele elemente ale figurii, cum ar fi ochiul, nasul, gura, pe care le leagă între ele și apoi le atașează de chipul respectiv. Chiar și atunci când veți încerca să găsiți unde se află chipul pe imaginea din fața voastră, nu-l veți putea găsi. Ochiul trece rapid peste elementele diferite, iar mintea le unește și le dă numele de chip. Haideți să mergem la elementele care alcătuiesc figura. Haideți să ne uităm la ochiul persoanei din fața voastră și încercați să găsiți unde este conținut ochiul.
Este ploapa superioară sau ploapa inferioară? Sau irisul? Sau genele? Unde se află în toate aceste elemente acest ochi? Oricât de mult am încercat să găsim ochiul, tot ceea ce vedem sunt părți pe care proiectăm eticheta de ochi și nici una dintre aceste părți nu conține în sine un ochi. Nici gruparea lor nu este de asemenea un ochi, până când nu numim acest lucru ochi. Să coborăm la un alt nivel. Să analizăm elementele care formează ochiul, ceea ce numim ochi. Să luăm pupila și irisul. Dacă vă uitați la ceea ce numiți iris, unde se află el, nu-l veți găsi pentru că nu este acolo. Numai mintea voastră este cea care oferă eticheta iris pentru această colecție de formă. Cum rămâne cu forma circulară? Unde se află acest cerc? De fapt, ochiul nu poate percepe un cerc. Mintea voastră oferă eticheta cerc pentru un grup de puncte. Și dacă priviți la acel lucru pe care l-ați numit cerc, nu veți găsi cercul, deoarece nu există niciun cerc în sine care să nu depindă de eticheta pe care o proiectați din mintea voastră pe o colecție de puncte. Cum rămâne cu culoarea? Să presupunem că ochiul are culoare albastră, de exemplu. Singurul albastru pe care îl vedeți este cel pe care îl furnizați din conștiința voastră, pentru că nu există nimic albastru fără o anumită frecvență de lumină albastru.
Singurul albastru pe care îl vedeți este cel pe care îl furnizați din conștiința voastră. Pentru că nu există nimic albastru fără a numi o anumită frecvență de lumină albastru. Și această etichetă este tot o proiecție care vine din conștiința voastră. Fără această proiecție există doar unde de lumină, de frecvențe și lungimi diferite și asta este tot. Noi suntem cei care conferim acestui fenomen fizic numele albastru. Atunci ce vedem cu adevărat? Mintea noastră creează un concept uriaș, foarte detailat, dintr-o colecție de forme foarte simple. Dintr-o colecție de componente foarte simple. Am îndepărtat din obiectul din fața noastră, stratul pe strat. Mai întâi am dat la o parte chipul unei persoane pe care o iubim și am ajuns la chipul unei persoane pe care o cunoaștem. După care am ajuns la un simplu chip, apoi la un grup de elemente. Și tot așa am mers în interiorul elementului și l-am descompus și pe el în alte elemente. Și oriunde mergem, pe măsură ce intrăm și analizăm mai în profunzime, de fiecare dată descoperim că mai există un alt strat, care este și el o colecție de date brute pe care proiectăm o anumită etichetă. Și atâta timp cât nu analizăm stratul de dedesubt, el ne va apare ca existând în sine și îl vom eticheta. Dar de îndată ce analizăm și acest nivel, el va dispare. Și ne este clar că și el este tot o etichetă pe care o proiectăm pe colecția datelor sale brute. Și așa mai departe până la infinit. Nicăieri nu ne putem opri și spune, este o particulă atomică care există în sine. Pentru că dacă începem să o analizăm, vom descoperi că și ea este alcătuită din particule subatomice, a căror combinație o numim atom. Și așa mai departe până la infinit. Interpretarea acestor lucruri este că fiecare element ce constituie experiența din lumea mea, faptul că asociez obiectul cu ceva plăcut, faptul că pot identifica obiectul meu, faptul că înțeleg că este vorba de un chip uman, nu are o existență proprie de sine. Deoarece fiecare dintre ele depind de proiecțiile care vin din mine. Depind de amprentele pe care le-am acumulat în conștiința mea. Iar ele, la rândul lor, depind complet de ceea ce am făcut celorlalți. Întorceți-vă acum spre lama din fața voastră. Mulțumiți-i pentru ajutor și rugați-l să vină și să rămână cu voi. Să vă ajute în continuare pe calea voastră spirituală. Pentru a putea înțelege vacuitatea. Și pentru a vă putea elimina orice suferință și ca să-i puteți învăța și pe ceilalți cum să-și elimine suferința.
Priviți cum acceptă cu multă bucurie invitația voastră. El se așează în inima voastră, radiind de iubire și lumină. Lama vă umple de lumină. Lumina care vă umple corpul se extinde, cuprinde tot ceea ce înconjoară, se răspândește din ce în ce mai mult, cuprinzând întreaga lume. O lumină a înțelepciunii, a iubirii, care oferă ființelor tot ceea ce au nevoie și le aduce o plăcere imensă. Puteți să deschideți încet ochii.